Bună ziua, domnilor și domnilor! Sunt Mințea Iordache, bun găsit în studioul Antenei 3. Astăzi, alături de noi, se află doamna medic primar Georgiana Enache, bun venit! Bună ziua! Și doamna Aura Giurcă, directorul Crucii Roșii Călăraș. Bună ziua! Oameni dragi, alături de noi astăzi, vorbim despre o acțiune frumoasă ce a avut loc în urmă cu câteva zile. Pe data de 14 a fost Ziua Mondială a Diabetului. Știu că ați avut o acțiune foarte frumoasă. Despre ce a fost vorba? Da, într-adevăr, în fiecare an, în ziua de 14 noiembrie, este celebrată Ziua Mondială a Diabetului. Anul acesta am organizat, am propus să facem o acțiune foarte mare în parteneriat cu Primăria Călăraș, care ne-a pus la dispoziție 5 spații, împreună cu doamna doctor Enache, Jandarmeria Călăraș, ISU, DSP-ul și Ambulanța Călăraș. Și am avut puncte de prim ajutor în Piața Mare, Piața Big, Piața Cuza Vodă, în Primăria Mare și în Primăria Mică, din spatele spitalului. Și în fiecare punct de prim ajutor au fost voluntari ai Crucii Roșii, ambulanței, pompierii și au măsurat glicemia și tensiunea arterială unui număr de 680 de persoane. Oh, ați avut foarte mulți. Neașteptat de mulți. Câte persoane ați identificat cu valori anormale, valori mărite sau valori scăzute? Au fost 152 de persoane cu valori peste 120, adică valori mari, și care au primit recomandări să meargă la medic să se controleze mai departe. Și au mai fost și 111 persoane cu glicemii mai mici de 90. Dintre pacienții identificați cu glicemie crescută, au ajuns la spital, au ajuns la cabinetul dumneavoastră? Au ajuns la spital cu trimitere de la medicul de familie și i-am internat pe cei cu glicemii mai mari prin internare continuă, la cei cu glicemii la limită, să spunem, ne-am făcut internare de zi. Avem o pacientă care a fost identificată cu o glicemie de 400 neasigurată. Pe ea am internat-o, s-a confirmat diabetul și am asigurat-o prin Programul Național de Diabet și este internată la noi acum. Și continuă să vină în fiecare zi aproape. Vin pacienți care ne și arată fișa pe care am avut-o și pe care am dat-o celor care au venit la noi la Ziua Diabetului, ne arată fișa de atunci cu glicemia și cu valoarea tensiunii arteriale și, din păcate, la unii dintre ei s-a confirmat diabetul, dar, din fericire, am putut institui tratament și măsurile privind optimizarea stilului de viață și putem spune că este un câștig atât pentru pacient cât și pentru familia acestuia pe termen lung. Deci acțiunea a dat rezultate, putem să spunem, din acest punct de vedere. Da. Știu că Spitalul Județean se confruntă cu o lipsă a cadrelor medicale. Care este situația în zona asta de diabet? Avem medici suficienți? Nu, din păcate, și în ceea ce privește diabetul, ca și pe multe alte specialități, ne confruntăm cu un deficit de medici, dar sunt fericită că de la începutul anului viitor vom avea o colegă nouă la diabet, doamna dr. Andra Vrabie, care este medicul nostru și care a finalizat pregătirea prin rezidențiat și o să vină și o să preia postul din ambulatorul spitalului și atunci ponderea cea mai mare a pacienților desfășurați prin ambulator va fi preluată de către doctorița Vrabie de la începutul anului viitor. Odată cu venirea doamnei doctor, se acoperă necesarul sau ar mai fi nevoie și de alți medici? Cred că mai este nevoie și de alți medici pentru diabet. Asta în mod cert. Doamna doctor, anul acesta tema acestui eveniment a fost? Tema propusă de către Federația Internațională de Diabet pentru 2018-2019 este familia și diabetul. Subliniind importanța pe care familia o are, atât pentru acordarea sprijinului moral și logistic pacientului deja diagnosticat cu diabet, și aici o să revin să detaliem un pic, cât și importanța familiei în ceea ce privește identificarea precoce a semnelor și simptomelor diabetului, pentru că de multe ori pacienții se adresează nouă, vin către medic, atunci când diabetul este instalat și apar complicațiile fiind cele care dor, ca să spun așa, pentru că în prima fază hiperglicemia, glicemia ușor crescută, nu doare. Însă
Prelungirea acestui status hiperglicemic fără a fi corectat determină apariția unor complicații, complicații importante care se însoțesc de mortalitate și morbiditate foarte crescută. În ultimii ani, polul mortalității, ca să spun așa, s-a mutat de la bolile transmisibile către bolile cronice netransmisibile și boala cardiovasculară este un factor principal de mortalitate la acest moment, la nivel mondial. Factor comun pentru aceste boli cronice non-transmisibile fiind obezitatea. Obezitatea, factor comun și pentru diabet, și pentru boală cardiovasculară, și pentru bolile neoplazice, și pentru bolile respiratorii, prin fenomenele restrictive la nivelul căilor respiratorii pe care le induce obezitatea. Toate acestea pot fi prevenite prin corectarea obiceiurilor alimentare și obiceiurilor de viață nesănătoase încă din copilărie. Și aici familia are un rol primordial. Mama și factorii decizionali din familie, dacă sunt împuterniciți, dacă se crește acest grad de conștientizare, poate interveni mai repede decât putem interveni noi. Poate lua decizii corecte în ceea ce privește alimentația copilului și a tânărului, încă de la primele semne de suprapondere și prin intervenția asupra stilului de viață, prin creșterea gradului activității fizice, prevenind instalarea obezității, putem preveni pe termen lung și apariția acestor boli, care, deși nu sunt atât de spectaculoase în evoluție, determină o mortalitate foarte crescută pe termen lung și se însoțesc de asemenea de morbiditate crescută. Diabetul este principală cauză de amputație. 70% din amputațiile de membru inferior se datorează diabetului. Conform statisticilor, la fiecare 7 secunde la nivel mondial se taie un picior datorită diabetului. Înțeles. Celelalte 30%. Principala cauză este fumatul. Fumatul. Dacă am înțeles eu bine, diabetul poate fi asimptomatic o lungă perioadă de timp până se agravează? Până când apar complicațiile, diabetul este asimptomatic și până când glicemia nu depășește un prag, în momentul la care ea devine simptomatică, dar pot fi simptome ușoare, ușor de trecut cu vederea, simptome pe care pacientul de multe ori le pune pe seama factorilor din mediul exterior. Oboseală, stres. Oboseală, stres, sete, dar ei spun, da, eu beau mai multă apă, dar a fost cald. Dar este sănătos. Și este sănătos să bem apă. Să bem foarte multă apă în fiecare și zi. Și de aceea merg și des la toaletă, pentru că beau multă apă. Da, mergem des la toaletă când bem multă apă, dar dacă mergem deja de 2, 3, 4 ori pe noapte la toaletă, nu mai este o normalitate. Trebuie să ne adresăm cât mai și rapid medicului de familie. Cum putem identifica diabetul în stadiu incipient? Prin măsurarea glicemiei. Prin medicul de familie sunt analizele care se fac anual prin medicul de familie gratuit, pe care ar fi bine să le facă, să le facă toată lumea. Să spunem că pacientul merge anual să-și efectueze analizele medicale. De la ce valoare a glicemiei ar trebui să îngrijoreze și să meargă la medic? De la valori de peste 110 din sânge venos în stare ajun, deci pe nemâncate, deja ridicăm suspiciunea de prediabet. Trebuie confirmat prin o a doua analiză de sânge într-o altă zi, tot de dimineață și tot după repaus alimentar, o valoare care de asemenea să fie peste 110. Diagnosticul de diabet se stabilește tot în baza glicemiei de dimineață pe nemâncate, o valoare de peste 126 de miligrame pe decilitru, confirmată printr-o altă determinare, care de asemenea să fie mai mare de 126. Sau o glicemie de peste 200 de miligrame pe decilitru în orice moment al zilei, dar aceasta să fie însoțită de simptomele specifice diabetului. Sete, scădere în greutate, urinare frecventă. Tot ca și criteriu de diagnostic este și media glicemiilor pe ultimele 3 luni, hemoglobina glicozilată, o valoare între 5,7 și 6,4 este diagnostică pentru toleranță alterată la glucoză sau prediabet, iar peste 6,5 vorbim deja de diabet. Ce anume determină diabetul? Din copilărie auzim tot timpul, nu mai mânca bomboane că faci diabet, sau se mai spune cu stresul.
de la stres facem diabet? Până la urmă, ce determină principala apariția cauză bolii? De apariția diabetului de tip 2 este obezitatea, sedentarismul și excesul ponderal. Deci un stil de viață nesănătos. Da, este un tribut pe care îl plătim stilului actual de viață modern, cu un aport alimentar bogat, hipercaloric și cu... Deplasarea cu mașina, nu mai facem mișcare, nu... Da, total sedentar. Deci, și aici intervine rolul familiei, exact ce spuneați la început. Familia ar trebui să fie cea care educă copilul pentru un stil de viață sănătos, să-l ducă la un sport, alimentație sănătoasă. Cu creșterea consumului de fructe și legume, minim 5 fructe sau legume proaspete zilnic, să înlocuim consumul de băuturi carbogazoase, dulci, acidulate, și cu ceai, cafea la adulți și apă, să înlocuim carnea roșie și mezelurile cu carne albă, slabă, pește, fructe de mare, să înlocuim consumul de pâine albă cu pâine integrală, să înlocuim grăsimile animale cu grăsimi vegetale, ulei de măsline, să creștem consumul de nuci, semințe în stare crudă. Odată diagnosticată o persoană cu diabet, intră într-un regim de viață? Regim de viață de lungă durată sau doar în perioada în care prezintă simptomele diabetului? Odată diagnosticat, diabetul este o boală cronică și diagnosticul se menține pe întreaga viață. Deci miturile acelea că luăm un supliment alimentar, când spune doamna Aura Giurcă despre suplimentele alimentare și mitul acesta că luăm un supliment alimentar se vindecă diabetul, este fals. Deci nu produce minuni suplimentul. Nu. Iar optimizarea stilului de viață, măsurile privind alimentația corectă și creșterea activității fizice trebuie menținute întreaga viață. Dar acestea împreună cu medicație specifică, cu tratament specific adresat diabetului zahara de tip 2. Medicația este gratuită pentru toți pacienții diagnosticați cu diabet zahara de tip 2, atât pacienți asigurați cât și pacienți neasigurați. Pacienții neasigurați, odată ce fac dovada faptului că nu realizează venituri, noi îi asigurăm prin Programul Național de Diabet și capătă calitatea de asigurat și beneficiază atât de consultații gratuite cât și de tratament gratuit pe întreaga viață pentru diabetul zahara de tip 2. Din experiența, și de tip 1. Din experiența dumneavoastră, știu că sunteți un medic cu experiență în domeniu, sunt mai mulți diabetici insulinodependenți sau cei care nu au nevoie de insulină? Cam cele mai multe cazuri sunt de diabet zahara de tip 2. În diabetul zahara de tip 2, de primă intenție este medicația non-insulinică. Dar și pacienții cu diabet zahara de tip 2, dacă boala a avut o evoluție îndelungată, dacă diagnosticul s-a pus tardiv și deja capacitatea pancreasului de a secreta insulină este sever compromisă, atunci și pacientul cu diabet zahara de tip 2 are necesar de insulină. În diabetul zahara de tip 2, insulinoterapia nu presupune de la început un regim intensiv de insulină, ca în diabetul zahara de tip 1. De cele mai multe ori administrăm o priză de insulină însoțită de medicamente care ajută acțiunea insulinei la nivel hepatic, muscular, țesut adipos. Dar și acești pacienți pot ajunge la regimuri complexe de insulină cu 4 prize dacă starea clinică a pacientului și situația lui și comorbiditățile o impun. Există anumite afecțiuni care favorizează apariția bolii? Da, există chiar forme de diabet zaharat secundare altor afecțiuni cronice. Avem diabet zaharat secundar utilizării de medicație corticosteroidă. Sunt pacienți care necesită corticoterapie pe timp îndelungat, dar acești hormoni cortizonici au acțiune opusă acțiunii insulinei și în timp determină o scădere a capacității pancreasului de a secreta insulină și apare un diabet zaharat secundar. La fel, afecțiunile pancreatice pot determina
apariția diabetului zaharat secundar. Sunt afecțiuni endocrine care și ele pot determina forme de diabet zaharat secundar. Există un program la nivel național care să vină în sprijinul bolnavilor de diabet sau medicația bolnavilor de diabet este gratuită, compensată? Există programul național de diabet prin care toți pacienții beneficiază de tratament gratuit pentru diabet. Atât medicația, cât și insulina, cât și testele de automonitorizare la pacienții insulinotratați, glucometrele, toate acestea sunt gratuite. Îmi spuneați un pic mai devreme că identificarea bolii și descoperirea, diagnosticarea, se poate face prin acel set de analize anual. De acel set de analize beneficiază și persoanele neasigurate? Nu, deci doar persoanele asigurate. Bun, atunci să revenim la cei neasigurați. Ce pot face ei? În afară să se prezinte la acțiunile dumneavoastră, unde evaluarea glicemiei este gratuită, cum pot identifica și unde își pot măsura? Se poate măsura doar contracost sau cum? Contracost, se poate măsura glicemia în cabinetul medicului de familie, pe glucometru, o glicemie capilară crescută deja orientează medicul de familie către un diagnostic de diabet și pacientul își plătește la laborator o glicemie și apoi, dacă stabilim diagnosticul, îl asigurăm și beneficiază de... Eu mă refeream nu la... un aparat. Da, dar eu mă refer nu la persoanele neasigurate, dar cu posibilități materiale, mă refer la persoanele care provin din medii defavorizate, care nu au posibilități materiale. Și încă o dată revin, în afara acestor campanii pe care dumneavoastră le faceți anual, în mod gratuit, unde se pot prezenta și... Știu că ați făcut foarte multă informare pe această temă, adică oamenii au avut informația, au știut să se prezinte. O putem lua și așa, până la urmă, dacă nu beneficiez, sunt neasigurat, nu am posibilități materiale, nu pot merge la medic să-mi fac acel set minim de analize anual, n-am decât să urmăresc acțiunile Crucii Roșii. Și să vedem există când... posibilitatea să vină la noi la Crucea Roșie. Nu, recunosc, nu întotdeauna avem aparate și testele de glicemie disponibile sau prea multe, dar putem face rost. Adică sunt foarte multe farmacii, sunt foarte multe cabinete medicale care ne ajută cu diverse sponsorizări. Și în momentul în care omul vine și solicită, noi, clar, trebuie să ne interesăm dacă este adevărat sau nu, faptul că nu au posibilități financiare. Și se face o anchetă socială, știu. Bineînțeles, avem sprijinul Direcției de Asistență Socială și eu mult mai multă experiență în așa ceva și ne ajută de fiecare dată. Și așa aflăm. Au nevoie cu adevărat sau nu? Și putem să-i ajutăm în măsura în care... Mă gândesc totuși că identificarea diabetului nu reprezintă o urgență. Adică nu am simptome care să mă trimită la unitatea de primiri urgenți. Setea, din punctul meu de vedere, nu ar fi un simptom care să mă trimită la urgențe. Că am scăzut în greutate, cu siguranță nu am scăzut aseară. Deci nu s-a întâmplat ceva brusc aseară să fie nevoie să mă duc la urgențe. Atunci eu trebuie să merg, dar vorbesc din punctul de vedere al persoanei fără posibilități materiale. Eu trebuie să găsesc o soluție să identific motivul care a dus la apariția scăderii în greutate, setei și ce ați mai spus, un simptom de scădere în greutate, sete și urinare frecventă. Și urinare frecventă. Și oboseală și adinamie, lipsă de eficiență. Legat de ceea ce ați spus dumneavoastră, aceasta este o problemă care m-a preocupat încă de când am venit în Călăraș. La momentul la care am preluat programul național de diabet la nivelul județului Călăraș, aveam un număr mic comparativ cu restul țării de pacienți diagnosticați cu diabet. În același timp, noi fiind într-o zonă cu o prevalență mare a diabetului, cea mai mare prevalență la nivel național este pe zona de sud, de 13,34% față de 11% la nivel național. Și chiar mergeam pe stradă și mă gândeam, unde sunt ceilalți? Da. Noi avem undeva probabil la 5.000. Probabil oamenii nu vă cunoșteau, erați la început. Și în acest sens am făcut acțiuni de determinare gratuită a glicemiei.
prin spitalul nostru. Am fost în zonele cu posibilități reduse din județ, împreună cu asistentele de la cabinetul de diabet și din spital, care au venit voluntar. Și am fost în Drajna, Dragalina, Dâlga, Spanțuf, Chirnov, deci în zone în care știam că sunt oameni care au posibilități mai reduse și nu au adresabilitate corespunzătoare către medic, și prin aceste acțiuni am diagnosticat mulți pacienți care apoi au venit către noi și i-am înregistrat în Programul Național de Diabet. Și aceste acțiuni pe care le-am întreprins în parteneriat cu primăria în fiecare an de Ziua Mondială al Diabetului și cu Lions până anul trecut, am diagnosticat pacienți, adică am identificat glicemii sugestive pentru diabet și acești pacienți au revenit către noi, au fost diagnosticați și au beneficiat de tratament. Și acum, la nivelul spitalului, se poate efectua și testarea hemoglobinei glicozilate la pacientul neasigurat în prima fază contra cost, iar pentru pacienții din Programul Național de Diabet determină hemoglobina glicozilată gratuit, acum prin formă de internare, continuă sau de zi, iar de la anul să sperăm că vom reuși să facem determinarea hemoglobinei glicozilate la nivelul spitalului prin Programul Național de Diabet cu bilet de trimitere de la medicul specialist sau de la medicul de familie. De ce zona de sud? De ce avem aici mai mulți bolnavi? De ce în zona de sud? Un motiv ar fi un nivel socioeconomic puțin mai deficitar. Știți de ce vă întreb? Pentru că și la TBC tot așa suntem fruncea țării. Din păcate. Și la bolile tiroide. Din cauza adresabilității scăzute către cadrele medicale față de sistemul de sănătate. Doamna Giurcă, pe viitor, există posibilitatea ca astfel de acțiuni, cum a fost și cea din municipiul Călăraș, să fie... Să devină o obișnuință? Să devină o obișnuință, dar nu doar pe municipiu. Să mergeți și în alte localități. Dacă... Să faceți un fel de caravane și să mergeți din localitate în localitate. Noi am preferat, acolo unde avem parteneriate cu primăriile și avem subfiliere de Cruce Roșie, să le dăm și lor aparate. În ziua de 14 au fost în multe localități. Deci nu a fost o acțiune... Nu, a fost în Jegălia, a fost în Șoldanu, a fost în Grădiștea, Vlad Țepeș, Cuza Vodă, Dragoș Vodă. Deci acolo avem subfiliale și voluntarii noștri de acolo s-au ocupat, pentru că ei știu foarte bine care sunt oamenii din comunele lor care au diabet. Și oricum, medicii sunt extraordinar de cooperanți. Întotdeauna au fost și ne-au sprijinit. Da, dar scopul acțiunii bănuiesc a fost și identificarea unor noi persoane cu bine, probleme. Noi am încercat să le spunem cu puțin timp înainte. Vezi că dacă seara mănânci jumate de cozonac, s-ar a doua zi clar glicemia o să fie crescută și atunci hai să ținem un pic de regim alimentar, să mâncăm corect ca să ne iasă glicemia corect. Deci cel puțin înainte de analize să respectăm reguli. Tatăl meu a fost diabetic și știu că de la București îi spunea tot timpul când veniți să vă luați, sau când vă luați glicemia dimineața, seara mâncați mai puțin dulce, mai puțină pâine. Și bunicul meu a fost diabetic și exact ați spus un pic mai devreme cu amputarea, știu că în ultima fază cam nu este deloc plăcut. Dacă am vorbit despre diabet, știu că aveți foarte multe acțiuni în derulare în momentul de față. Vorbiți-mi un pic. Cu ce să încep? Da, știu, sunt multe și frumoase. Primul, da, care este mai mititel, așa, este proiectul Colgate. Pentru că este venit din București, de la sediul central, prin sediul central, de la Colgate România. Aceștia au donat pentru județul Călăraș 7500 de paste și periuțe. Și sunt la noi în sediu, urmează să le numărăm și să le împărțim pe școlile care au dorit să se implice în acest proiect. Școlile care au dorit, să înțeleg că au făcut o solicitare sau care este exact procedura? Noi am făcut o informare. O informare la inspectoratul școlar. Inspectoratul școlar a trimis în județ și primii veniți, primii serviți. Anul trecut au fost 12.000. A fost mult mai bine, dar anul ăsta au fost 7.500. Sperăm anul următor să avem mai mulți, să recuperăm. Și cei de la Colgate Palmolive au dorit ca în principal urbanul, școlile din urban, și după aceea ce rămâne, dacă nu se acoperă toată suma, să fie și din rural. Și sunt 7532 de persoane doritoare, de copii. Bun. Știu că mai aveți o acțiune cu Domestos?
Acțiunea Domestos, da, am trimis informare la inspectoratul școlar, tocmai că au toate adresele de la școlile din, și liceele din județ. Și procedura este următoarea. Școala care dorește și care are toaletele în curte trebuie să aplice pe site-ul Domestos și să se înscrie. Și urmează pe urmă să fie alese școlile care consideră Domestos că sunt cele mai potrivite. Deci pentru acest proiect dumneavoastră v-ați ocupat doar cu informarea unităților doar de învățământ? Doar cu informarea. După aceea, după ce se selectează de către Domestos România, intervenim din nou noi și începem să contractăm firmă care să realizeze toate astea, pentru că nu poți doar să așezi o toaletă, trebuie să o și faci canalizare, să o aranjezi, da, dotezi. Nu de mult știu că ați dotat mai multe unități de învățământ cu boilere. Ați încheiat, da, această acțiune? Am încheiat acțiunea. Sunt 69 de boilere gata puse, avem și poze. I-am rugat pe director să ne trimită fotografii și sunt foarte mulțumită, a decurs foarte bine și acum așteptăm altele. Da, păi despre altele vom vorbi în continuare. Se apropie Crăciunul. Perioada cu Crăciunul la noi a început la 1 octombrie. Asta spun. Și știu că în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă faceți colecte. Da. Aproximativ în fiecare zi. Noi avem parteneriate cu școlile, nu numai din municipiu, dar și din localitățile din împrejurimi. Și aceștia au strâns. Eu i-am explicat că nu este nevoie să aducă lucruri noi sau ceva deosebit. Sunt copii care nu au ce încălța și nu au ce îmbrăca iarna. Ar fi bine să precizați și exact aduc, ce anume, da, colectați. Îmbrăcăminte, uh-huh, de copii de la 0 până la 14 ani. Încălțăminte. Noi am primit de la București prin intermediul Deichmann, dar sunt numai de adulți și nu ne folosesc prea mult. Ne trebuie ceea ce nu donează lumea. Lingerie intimă, chiloți, maieuri, șosețele, că majoritatea părinților când rămân mici le aruncă și da, noi nu avem. Și este greu să duci numai pantalonul și bluzica. Da. Și trebuie să aduci și o lingerie. Și deci cine are posibilitatea ar putea să cumpere lingerie? Ar putea să cumpere, da. Uh-huh. Astea sunt ieftine. Știu că sunt magazine la noi în oraș. Sunt cu prețuri rezonabile. Foarte bune, foarte bune. Au fost și școli care au preferat să strângă o sumă de bani părinții și să meargă ei să cumpere și pe urmă să facă o donație către Crucea Roșie. Noi pe urmă mergem, le donăm și revenim cu poze. Dar există cazuri sociale, sunt anumite familii, bine, sunt mulți care o duc greu și noi mergem la ei și cu alimente și îmbrăcăminte și jucării și rechizite, dar sunt anumite cazuri care ne impresionează până și pe noi. Adică mulți, bătrânii singuri, copiii care au părinți plecați în sănătate și sunt crescuți de un tataie bătrân și bonlav, sunt 4 copii. Mai este o familie care are 7 copii, cel mic are 2 luni, cel mare are 14 ani. Și sunt vai de capul lor. Îi crește o bunică, părinții plecați, au uitat de ei. Ne zbatem să le facem roșii de lemne și de alimente. Cine dorește să vă ajute, poate să intre și pe pagina dumneavoastră de Facebook și periodic, da, eu vă urmăresc și periodic chiar postați. Chiar și aseară am postat. Asta. Da. Postați cazuri și solicitați. Mâine voi merge în județ să fac fotografii, pentru că noi nu facem decât cu acordul beneficiarilor, viitorilor beneficiari, trebuie să avem acord de filmare, de fotografie, știm, de confidențialitate. Toți da, suntem. Da, da, deci ne-au omorât hârtiile. Dar o să revin cu poze și sper să putem să facem treabă bună. Există posibilitatea ca o persoană care vrea să doneze și nu are timp, să spunem, nu am timp să mă duc să cumpăr ce aveți nevoie dumneavoastră. Vin, vă dau bani și vă ocupați dumneavoastră. Există și această posibilitate. Există un contract, putem să semnăm un contract de donație, factură, chitanță, adică nu este niciun fel de problemă. Și noi putem să mergem să cumpărăm. De multe ori oamenii au venit, cineva ne-a donat anul trecut 2 baxuri de oțet. Mi-a fost cam greu să scap de el de acolo, pentru că expiră și noi trebuie să-l dăm. Și ce să faci cu oțetul? Murături. Deja trecuse perioada murăturilor. Dar l-am dat. Până la urmă, fiecare familie a primit câte o sticlă de oțet. Da. Ulei, mălai, făină, zahăr, cam conserve. În viață mai avem și o parte mai acră așa, din când în când. Asta este, da.
Există o situație în momentul de față? Știți cumva câte familii veți ajuta în perioada sărbătorilor? Sau, Păi numai în municipiul Călăraș sunt peste 50 de familii, iar de la comune, mulți, cel puțin 30 de familii pe comună. Cel puțin. Identificați la sesizarea unor persoane, apoi faceți anchetă socială? Cum anume dați noi colaborăm, așa cum am zis, cu asistența socială și noi întrebăm, spuneți-ne unde este nevoie de noi. Că poate le duceți voi, poate au deja primit din alte parte, dar sunt și unii care mai au nevoie. Că una este să te duci cu două pungi de zahăr și două sticle de ulei la o familie cu 6 copii și alta este să mai vină și Crucea Roșie cu mult mai multe. Noi nu mergem la familie cu copii, mergem și la bătrânii singuri. Persoanele care au nevoie, indiferent de... Persoanele cu dizabilități. Câțiva ani în urmă știu că ați avut o acțiune cu lemne de foc, la un moment dat. Și în primăvară am avut. În primăvară am mers la Gurbănești și la Mănăstirea. Au fost 60 de tone de lemne. Au venit camioanele, bine, a fost donație de la Telecom, da. Prin intermediul Crucii Roșii Române, au venit cu camioanele de lemne și le-am descărcat fix în curtea omului. Vorbiți-mi un pic despre acțiunile pe care le veți organiza în perioada imediat următoare. Îmi pare bine că m-ai întrebat. Sunt foarte încântată că anul acesta vom sărbători Crucea Roșie Călăraș, va împlini 95 de ani. Exact pe data de 12 decembrie am găsit un act care spune că pe 12 decembrie 1924 s-a înființat la Călăraș Crucea Roșie. Și mi-am propus ca în fiecare an, după posibilități, să realizăm câte ceva, să știe lumea că este o sărbătoare. Cel puțin pentru noi este mare sărbătoare. Iar anul acesta va fi pe 11 un spectacol caritabil susținut de actorii Claudiu Bleonț și Magda Catone, care vin special să joace pentru noi. Iar pe 12 vom avea la Muzeul Municipal o prezentare și o întâlnire ca între prieteni, instituțiile care ne susțin și care ne sunt aproape întotdeauna, oamenii care doresc voluntarii. Pentru noi e foarte frumos. Și așteptăm vizita partenerilor noștri de la Crucea Roșie Italia din regiunea Pordenone. Am fost noi în septembrie și acum trebuie să ne întoarcă ei vizita. Ați adus în discuție voluntarii. O ultimă întrebare. În perioada sărbătorilor, atunci când veți distribui ajutoarele, aveți nevoie de voluntari? Vă descurcați cu ce aveți în momentul de față? Este greu că e perioada tezelor și acum copiii sunt cu lucrări, cu teze, cu școală, cu toate astea. Să înțeleg că voluntarii provin în primul rând din rândul elevilor. Da, e cel mai greu. Deci nu știu dacă am 10 voluntari care sunt adulți și care să și vină să ne ajute. Dar copiii vin. După școală, între picături, vin și ne ajută la sortat, la împachetat. Mă bucur că în perioada sărbătorilor sunt foarte multe firme. De exemplu, poliția locală s-a oferit să ne ajute cu mașini pentru transport, cel puțin pe municipiul Călăraș, transportul alimentelor, îmbrăcăminții pentru copii. Iar pe județ avem parteneriat de ani de zile cu jandarmeria, care sunt super parteneri și super oameni. Și ne ajută. Aici se încheie emisiunea noastră. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Mulțumim și noi.